cum arată noua mașină picantă. Dar mamă, deci arată bombă rău de tot. În sfârșit a venit momentul să vedeți cum arată mașina picantă. Wow, mă, tu știi cum se vede pe filmare bine? Doamne, se vede bestial. Hai cât de frumos se vede. Îmi place de amor. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super blană. Eu sunt picantul vostru nebun și tocmai mă pregătesc să plec, să plecăm de acasă, dar în curând nu vom mai fi în această camera noastră. O să trebuiască să mergem la DCM Design și să ne luăm picant mobilul, pentru că tocmai a suferit prima lui modificare, prima lui tunare, să zic așa, și sunt foarte, foarte curios de cum arată. Nu pot să mă țin de surprize, pentru că deja ați văzut din titlu ce modificare a suferit, așa că sunteți curioși, cred că, de rezultat mai mult decât sunt eu, pentru că eu până acum nu am văzut mașina și sunt fiert, abia aștept să văd mașina, deci oh my god, sunt foarte curios de rezultatul care a ieșit, sunt foarte curios de absolut toate detaliile astea. Am decis să îmi colantez mașina, nu că nu-mi plăcea culoarea pe care o avea ea standard, dar pur și simplu simțeam nevoia unei modificări care să facă mașina mea să arate ca o mașina unui artist, unui youtuber de ăsta nebun, așa cum sunt eu, de mă vopsesc părul în două zile și tot felul de chestii astea. Băi, simțeam nevoia să fac o modificare și la mașină. Și ce modificare mai bună puteam să fac decât să îi schimb culoarea? Și nu voiam să o vopsesc, voiam să o colantez și să arate așa mai deosebit. Nu pot să vă spun încă, să vă mărturisesc încă ce culoare am ales să fac mașina, dar vreau să vă spun că este o culoare foarte, foarte deosebită și foarte specială, la fel cum sunteți și voi. Așa că nu puteam să am o mașină cu culoare basic, așa că a trebuit să apelez la băieții de la DCM Design să mă ajute în transformarea mașinii mele în ceva super, super fresh și super, super modern. Și fix în momentul ăsta am fost sunat de către ei să mergem să luăm mașinuța, pentru că este gata! S-a lăsat și soarele, adică în curând o să apună și până ajungem noi acolo cu siguranță nu voi mai avea lumină destulă să pot să filmez mașina, dar sper să mergem într-o parcare, dacă nu mâine o să mergem să tragem niște cadre, să vorbim un pic despre mașină, să vi-o arăt așa în totalitate cum arată mașinuța. Și da, ce să vă spun, o să iau camera chiar acum și să mergem să vedem mașinuța, o să iau și pe iubita, chiar sunt foarte mega curios de reacția ei, dar care s-ar putea să fie un pic stricată că nu mai este lumina afară, dar sper să se vadă mașinuța. Pentru cei ce nu au văzut ce mașină am eu, este un BMW X4, dar dacă vreți prezentări mai multe, mai detaliate, aveți un vlog în care prezint toată mașina. A fost un vis de-al meu de când eram mic să-mi vopsesc mașina, să fie o culoare așa mai nebună, și mașina lui tata niciodată n-a suferit o modificare de genul ăsta, așa că am zis, bă, acum sunt mare, pot să-mi o fac eu cu mâna mea și... Uitați-vă și voi că s-a întâmplat. E ceva foarte, foarte, nu știu, special așa pentru mine și sper să vă placă culoarea, sper să-mi placă și mie. Așa că hai să nu ne mai grăbim. Așa că hai să nu mai alungim cu vorba, rupeți butonașul de like, iar apăsați-l chiar acum, pentru că este un vlog foarte, foarte special pentru mine. Haideți să mergem la DCM Design. Gata, guys, tocmai ce am ajuns la DCM Design. Sunt foarte, foarte nerăbdător să mergem. Mamă, deci nici măcar nu știu cum arată mașina. Nu e niciun BMW X4 așa. Deci n-am văzut niciun BMW X4 cu culoarea asta până acum. Este, cred că, unicat. Nu știu dacă în lume, dar în România cu siguranță. Și chiar vreau să-l văd, fraților. Deci nu mai am răbdare. Haideți cu mine să vedem cum arată noua mașină picantă. L-am luat și pe Hani și hai să mergem. Ok, guys, tocmai ce am ajuns, sunt lângă mașinuță. Garajul este full. Deci garajul este full, foarte multă lume vine aici la DCM Design pentru că sunt cei mai buni din România. Deci uite cum arată. Deci arată impecabil. Bine, eu pot să văd foarte, foarte puțin. La voi suspansul încă continuă, pentru că cu blițul de la telefon nu prea se vede mare lucru, pentru că e noapte, da. Ce să facem? A venit iarna, se înserează de la ora 5 și na, am ajuns cu puțină întârziere și întârzierea a făcut să vină noaptea și să nu mai putem să vedem mașina. Dar mamă, deci arată bombă rău de tot. Peste câteva momente o să mergem și într-o parcare iluminată, că chiar vreau să văd mașina. Deci nu. Și să-i vedeți și voi reacția reală, că pe n-am nici el nu vede mașina, deci, ca lumea. Mamă, și jantele, și absolut. Mamă, uite cum arată jantele, nu-mi vine să cred. Hai într-o parcare iluminată, mamă, ca să deci vreau să mergem într-o parcare. Până atunci vreau să mergem să-i mulțumim aici lui Geo, care s-a ocupat de mașina mea. Îți mulțumesc salut. Mult, Geo, mulțumesc și eu pentru încredere. Te salut. Băi, deci îți mulțumesc mult de tot. A ieșit bombă, deci bombă rău de tot. Mai avem doar să-i punem grilajul din față, care încă este cromat, dar o să-l schimbăm într-o zi și o să-l facem tot la fel negru, să fie tot cu bombă. Bombă rău de tot. Dacă aveți și voi mașinuțe și vreți să vi le colantați la cel mai înalt nivel, veniți aici la DCM Design. Este
bombă, bombă rău de tot și fac o treabă extrem de bună. E Geo așa, că da, e un X4, nu e niciun Lamborghini, așa, tu ai colanta și Lamborghini și așa, cum ți se pare mașinuța? Arată bine. Arată bine, nu? Da. E ca, deci de la 1 la 10 cam cum arată? Cum se potrivește cameleonul ăsta pe un BMW X4? Că am văzut că, deci chiar am căutat pe Google X4 Cameleon și nu există niciun BMW X4 Cameleon. Deci mai urmează să facem ceva, dar nu pot să spun aici să vadă lumea. Da? Că unele dintre ele nu sunt chiar de recomandat la toți. Aha. Uh-huh. Vorbim după aceea și să explic ce te mai trebuie făcut la mașină. În rest, uh-huh, undeva la nota 9 cred că ajunge. Nota 9 la X4, bine rău de tot! Bine, guys, îți mulțumesc mult de tot, Geo. Acum o să mergem într-o parcare luminată, că ce să facem cu întârzierea de rigoare, a venit și noaptea și să vedem și noi cum arată mașința. Oricum o să mai tragem niște cadre și mâine pe lumină, că frate, trebuie să vedeți și voi mașina asta, că arată bombă rău de tot. Înainte de a continua clipul, vreau să vă prezint cel mai tare site ever, de care știți sau nu știți, este vorba despre www.boosteroid.com și dacă încă nu știți ce face acest site este cu totul și cu totul special. Transformă orice calculator, băi, orice calculator, fie că este de office, fie că este de gaming, fie că este de pe vremea lui Pasvante Chioru, în cel mai bun și cel mai monstru calculator de gaming pe care se poate juca orice joc la calitate maximă, în 60 de frame-uri. Orice joc, începând de la GTA 5, Among Us, Fall Guys și absolut toate jocurile astea noi și super, super fresh. Faza tare e că nici memoria la calculator nu mai trebuie să o încarci, pentru că totul se întâmplă online. Ai intrat pe Google Chrome, ai intrat pe www.boosteroid.com, ți-ai creat un cont, ți-ai făcut un abonament la cel mai tare preț, cu cele mai tare oferte acum, că tot vine și Crăciunul, vin toate nebunile astea la doar 4 euro pe lună. Dai 20 de lei și gata. Te joci o lună pe Boosteroid și ai scăpat de toate grijile, așa că ce mai stai? Intră pe linkul din descriere și dai drumul la joacă. Guys, în sfârșit a venit momentul să vedeți cum arată mașina picantă. După prima transformare pe care am făcut-o pentru această mașinuță, am colantat-o, guys, am colantat-o pe ea din câte ați văzut la DCM, dar n-ați văzut că, pentru că era noapte. Am colantat-o pe ea, am colantat jantele, am colantat toate detaliile, absolut toate, în afară de grilele din față. Toate sunt negre. Mașina este schimbată radical, deci arată mult, mult mai agresiv. Așa că a venit momentul să vă arătăm mașina. Ia zi-mi, iubirea mea, ce părere ai despre doamne, mașinuță? Doamne, 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 cât de bine arată. Îți place? Îmi place, îmi place, place foarte mult, că nu mi se pare că e o singură culoare. Adică da, nu e un pic care poate să vede mop. Ba albastră, ba verde, e foarte mișto. Chiar mi se pare că ți se potrivește perfect. Mi se pare că e o mașină de artist. Adică e o mașină uitați-vă, pentru uitați-vă tine. Uitați-vă cum face culoarea asta, uitați-vă. Da, adică se face albastră, mov, albastră, mov. Îmi place mult. La jantele îți plac și bine. Mulțumesc mult. Siguranță cu ea, e superbă, mie îmi place mulțumesc foarte mult. Drumuri în siguranță și cu mine în dreapta. Mulțumesc mult, iubirea mea. Astea sunt jantele mașinii. Până și pragurile sunt negre, absolut totul este negru. Uitați-vă și voi, hai să vă dau și un cadru din spate, să vedeți cum arată mașina și din spate. Cam așa arată mașinuța din spate. Wow, mă, tu știi cum se vede pe filmare bine? Doamne, se vede bestial. Pentru cei ce nu știu, culoarea asta este un cameleon. Un cameleon care dă din culoarea albastru, cu mai toate nuanțele de albastru, închis, deschis, verde, safir, toate, toate, spre mov, mov închis, mov deschis și mai toate culorile. Chiar noaptea am observat că se vede și un pic verde. Așa cum se vede un pic verde? Da, așa cum se vede, adică, bă, e fix ceea ce mi-am dorit eu. Vreau să le mulțumesc celor de la DCM Design, pentru că fără ei nu puteam să fac nebunia asta de mașină. Sunt foarte, foarte mulțumit, foarte, foarte fericit. Momentan nu mai gândesc la alte modificări pe care să le adaug mașinii. Cam asta a fost prima modificare. Mai am zis ceva în cap pe care urmează să fac, dar nu știu sigur. O să vedeți pe vlog dacă acest vlog strânge foarte, foarte, foarte multe like-uri. Poate să mai facem modificări la mașină. Dacă acest vlog nu strânge like-uri, nu o să mai facem nicio modificare, pentru că înseamnă că nu vă place. Și știți că nouă ne place să facem doar lucruri care vă plac. Iubirea, dar am nevoie de o notă din partea ta. O notă mașinuței. Din cum partea mea? Cum arată mai bine, înainte sau acum? Acum. Garantat. Sincer? Da, sincer, sincer, îmi place foarte, 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 foarte mult. E ce trebuie, ți-am zis, mie una chiar mi se pare mașină de artist. Mi se pare că te reprezintă foarte, foarte mult. Mai mult decât te reprezintă. Semnul ăsta de începător mă reprezintă? Câteodată da, câteodată nu. Cum adică nu sunt, adică zici că nu sunt un șofer bun? Ba da, ești un șofer foarte, foarte, foarte bun, dar îți dai seama că experiența vine cu timpul. Da, și sunt exact sigură că o să capeți multă experiență, deci
Da, exact, exact. Sincer, guys, mă bucur extrem de mult că am reușit să fac nebunia asta. Vezi cât de jenică se vede. Abia așteptăm să facem multe poze pe care să le postăm pe Instagram cu mașinul. O să pun chiar aici. Deci e atât de entuziasmat, nu aveți idee. Aseară, efectiv, m-a terorizat. Mă duceam, deci m-am dus o dată în parcare doar așa ca să văd mașina. Zi tu, Mirea. Da. Oricum și iubita a avut o reacție super, super tare. Nu mă așteptam să iasă așa bine. Da, chiar nu se aștepta. A zis că, nu, cred că s-ar putea ok, da, așa. Da, așa. Mi-era teamă să nu se vadă dubios așa, în atât de multe culori, dar se vede atât de frumoasă și atât de stilată. Mie îmi place. Chiar îmi place foarte, foarte, foarte mult. Să facem o poză acum pe care să o postăm pe Instagram. Zi bine, nu? Da. Faci tu cu mine? Da, dar n-are cine să ne facă. O să-mi facă iubita atunci o poză, pentru că vreau să inaugurez chestia asta cum se cuvine și o să o fac printr-un vlog de ăsta super, super tare și printr-o poză pe Instagram. Așa că intrați la mine pe Instagram, Antonio Pican, și dați acolo multe like-uri și la iubita dați un follow! Bă, pupă! Iubire, trebuia să-mi colantez. Ce mare pară cu geaca asta! Ia uite, ne pas mătânt ce vine la dacă te pui. E geaca ta și de asta. Da, dar îți place să porți geaca mea, nu? Da, foarte mult. Iubirea, dar am emoții să postez vlogul ăsta, dacă nu o să ne placă oamenilor mașina mea. Cum să nu le placă? Păi și important e să-ți placă ție. Da. Iar ție îți place. Mie îmi place, dar mor! Exact, păi tu o conduci. Mașina ta, ție trebuie să-ți placă. Și sunt și sigură că și cei care te urmăresc vor fi de aceeași părere cu tine. Mă, trebuia să-mi colantez mașina vara, iubirea mea, nu iarna. Ca să pot să o prind și eu pe lumină, o dată, în viața mea. Și în al doilea rând să nu îngheț eu când o filmez afară, că să moară Jackson. Am filmat cred că 6-7 minute și nu mai pot. Am înghețat, mi-am înghețat urechile. Da, mâinile râci. Îți place iubirea mașina, da? Asta e decizia. Mie îmi place foarte mult. Vreau să le mulțumesc celor de la Decime Design pentru că au făcut o treabă excelentă. Dacă vreți și voi să vă colantați mașina, apelați la ei pentru că cu mare încredere, pentru că chiar sunt niște tipi extraordinari. Și scrieți voi în comentarii dacă e mișto mașina asta. Exact. Că e foarte mișto. Mie îmi place. Noi vă pupăm și vă urăm o zi super, super faină. Nu uitați să rupeți acolo butonul de like, să dați acolo multe comentarii cu nota pentru mașină. Da, hai să le cerem notă. Deci de la 1 la 10 vreau să-mi dați o notă pentru mașină. Vă pupăm și noi ne vedem data viitoare. Pa! Pa!